Băi și fete, am o veste bună și una proastă. Cu care vreți să încep? Hai că încep cu aia bună, boys. Vestea bună, fraților, este că începem o nouă serie de Minecraft. Însă vestea proastă ar fi că am rămas abandonat pe o insulă pustie. Da, fraților, ați auzit foarte bine. Astăzi începem o nouă serie la mine pe canal care se numește Minecraft singur pe insulă. Și treaba stă în felul următor. Eu eram pe ocean, mi s-a stricat barca și am ajuns pe această insulă pe care și că sunt singur. Însă de fapt această insulă ascunde foarte, foarte multe mistere și sunt foarte, foarte multe șanse să nu fiu singur. Și pe lângă chestia asta, boys, avem și niște animale sălbatice. După, opa, mamă, ok. După cum puteți vedea, acolo este crocodilul. Deci trebuie să plec cât mai rapid de aici. Și acolo, abar, mamă, iar e ceva animal sălbatic. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm seria. Și stați, boys, haideți să începem. Deci avem chestul ăsta cu prezentarea. Ok, deci aici, boys, avem și chestiile astea. Bun. Și am o carte cu un pare rău. Ok. Bun, hai să ne punem armura asta. Doamne, boys, deci e cea mai jalnică armură pe care am putut să o primesc. Dar nu știu de unde să încep, fraților. Hai să vedem, poate ne dă cartea asta vreun indiciu. Marius, pot să spun doar că ești într-o belea foarte mare. Barca ta s-a spart în urma furtunii din ocean și ai ajuns pe această insulă pustie. Putem spune că ești singur pe insulă, dar oare chiar ești, fraților? Vă spun eu 100%, chiar dacă seria se numește singur pe insulă, probabil nu sunt. Hai să vedem ce zice mai departe. Nu știu, se spune că dacă vrei să afli ceva, întotdeauna mergi mai sus. Hopa, ăsta e un indiciu, fraților. Deci ăsta este un indiciu că trebuie să mă duc în sus. Ok, deci ar trebui să mă urc în sus. Vedeți, băi, mamă, ce e ăla? Băi, acolo e ceva sus? Mamă, cred că alea sunt frunze unui copac, însă nu s-a randat. Da, mă, acolo e un copac gigantic și acolo e ceva și mai gigantic. Păi, fraților, deci, o să merg acolo? Sau să merg pe mal? Mamă, uite un șarpe gigantic, bro! Ok, bun! Bun, ia stai, hai să mergem pe partea asta ca să nu dăm față în față cu șarpele gigantic. Mamă, băi, dar pe partea asta sunt... Ce sunt, mă, creaturile astea? Băi, ce-i creatura aia? Mamă, frăților, ok. Mamă, ce-s astea? Bă, ok. Sper că nu vine după mine. Bun, hai să mergem pe cealaltă parte. Deci acolo e șarpele ăla. Hai să mergem pe cealaltă parte. Deci îmi zice aici, boys, dacă vrei să afli ceva, întotdeauna mergi mai sus. Bun, deci o să mergem mai sus. Mamă, lasă-mă în pace, frățiorul. Bun, hai să mergem pe partea asta atunci. Let's go. Ok. Pe partea asta... Oh, mamă, aici sunt crocodilii. Azi doi crocodili, bro. Bun, hai că nu vreau să mă bat nici cu ei. Ok, sunt mai mulți crocodili. Bun, bro. Bro, mamă, țipă maimuța. Bro, ia uite, bă. Maimuța vine după mine? Bro, maimuța fuge de arișcă. Sau vine după mine? Bro, lasă-mă în pace, bro. Uite și ariciu. Lasă-mă în pace. Ok, bun, fraților. Haideți să mergem sus. Hai să urmăm sfatul și să mergem sus. Cred că trebuie să mergem în copacul ăsta mare, dacă nu mă înșel. Zice că dacă vrei să afli, mamă, dar pădurea asta e plină de șerpi, fraților. Mă, uiteți-vă la șarpele ăla, cât de mare e, bro. Holy shit, ok. Ok, bă, ideea e că șerpii, mai ales, deci vedeți că șerpele ăla este verde, deci mai ales șerpii, boys, în păduri de-astea se camuflează foarte, foarte bine și nu o să-l pot să-l văd. Deci trebuie să ajungem pe, în ăla, cred, nu sunt sigur, gen, ar trebui să mergem undeva sus, gen, și bănesc că este vorba de copacul ăsta gigantic. Totodată cred asta, nu sunt sigur. Dacă nu, înseamnă că trebuie să mergem pe munte, însă trebuie să mergem undeva sus. Că nu cred că ne-ar fi zis asta doar așa, gen. Mă, uite, ariciul ăla, boys, trebuie să stau cu sabia în mână. Nu știi când vine un pericol aici în junglă, mai ales. Ok. Bro. What? Fraților! Băi, nu mai o văd chestia asta! Mamă, vine șarpele după mine, bă! Cumva copacul ăla! Băi, vine șarpele după mine, băi! Băi, fraților, ia stați puțin. Copacul... Mamă, ce m-am speriat. Doamne, scuzați-mă, băi, că am țipat ca o fetiță. Doamne, ce m-am speriat. Credeam că a venit șarpele. Mamă, bro, mamă, trebuie să fac aici un parcurs nebun, mamă, dacă îmi ieșea jump-ul ăsta. Boys, bă, mi se pare mie... Ba, nu mi se pare. Fraților, ăla... Mamă, ce e asta, mamă? Mamă, ce dă damage maimuța asta mică? Mor odată. Fraților, ăla este copacul șerpilor. Bro, spune-mi că nu acolo trebuie să merg. Nu trebuie să merg în copacul șerpilor. Mamă, vine șarpele, bro, vine și ursul panda, vine și șarpele. Mamă, ok, bun, hai că am făcut jump-ul ăla. Băi, ok, frățioro, n-am nicio treabă cu tine. Fraților, o să încerc să mă duc cât mai sus, pentru că tare am impresia că, na, chiar dacă e vorba de copacul șerpilor, tot acolo ar trebui să ajung, bro. Mamă, stai, să fac jump-ul ăsta.
Mamă, l-am făcut, ok, bravo mie. Haideți să mergem, boys. Bă, deci trebuie să mă duc în copac cu șerpilor? Mie nu vine să cred așa ceva, bro. Băi, o să mă cac pe mine de frică dacă trebuie să mă duc acolo. Ia să vedem. Aici, boys, trebuie să avem un indiciu. Mamă, uitați-vă șerpii cum stau. Boys, boys, eu n-am văzut asta în viața mea, man. Ăsta e efectiv copacul șerpilor. Și șerpii stau aici, bro. Ok, bă, dar zice... Se spune că dacă vrei să afli ceva, întotdeauna mergi mai sus. Aici se referă? În copacul șerpilor, bro? Băi, plin de șerpi, băi! Fraților, băi, efectiv, mi-e prea frică să mă duc acolo în față. Dar eu zic că dacă într-adevăr a trebuit să vin aici, mă, uitați-vă câți șerpi, boys. Bă, la cred că încearcă să vină după mine. Băi, uitați-vă câți șerpi, boys! Băi, mi-e frică, man! 100 de șerpi gigantici! Ok... Băi, frate, eu zic că dacă ar trebui să vin aici, ar trebui să-mi dea și mie un indiciu. Deci, probabil nu e vorba de copacul ăsta, ci probabil e vorba de muntele ăsta. Hai să mergem mai sus în munte, ca să vedem care-i treaba. Bă, cât șerpi sunt aici. Ok, deci, bă, măcar e bine că știu să stau departe de acest copac și sper ca nu cumva toți copacii mari din jungla asta să fie copacii șerpilor. Mamă, ce mari sunt. Ok, bun. Hai să mergem înapoi, frate, și să mergem pe această... Opa! Opa! Bă! Bă! Acolo e ceva bază! Cred că acolo locuiește cineva, fraților! Mamă, mamă! Ok! Deci, băi! Băi, fraților! Acolo e un steag, bro! Cred că acolo trebuia să mă duc! Bro! Ok! Asta înseamnă să mergi mai sus! Acolo trebuia să mă duc! Mamă, uite un șarpe! Uite un șarpe acolo! Uite un șarpe acolo, cred că o să trebuiască să dau parte în parte cu el. Pentru că 100% acolo trebuie să mă duc, boys. Cred că o să trebuiască să mă bat cu șarpele ăsta sau hai să încerc să o colesc, boys. Hai să o iau pe aici ca să o colesc, să nu cumva să mi se întâmple ceva, man. Dar na, trebuie să mă duc în locul ăsta, 100% trebuie să mă duc în locul ăsta. Dar are vreo intrare, bro? Că n-am cu ce să sparg, vedeți că are ziduri. Are vreo intrare? Opa! Oh, oh! E cineva acolo. Boys, e o persoană acolo. E o persoană înăuntru. Nu sunt singur pe insulă. Ok, deci nu sunt singur pe insulă. Băi, e o persoană acolo. Mamă, boys. Cumva ăsta mă urmărește? Bă, tu mă urmărești, fraiere? Zi-mă, mă urmărești? Mor-mă odată așa, bun. Ok. Boys, boys, e o persoană acolo. Holy shit, nu vine să cred. Ce? Hopa, o persoană și în față. Ce creatura aia? Ok, boys. O să încerc să intru înăuntru. Acolo este moșul Costel. Care-i treaba, bro? Sper că aia nu o să mă atace. Ok. Mamă, fraților! Ok, de se pare că aici cineva locuiește pe bune! Are o fermă? Bro, what? Bă, voi vedeți chestia asta? Are o fermă, are o casă. Bă, alu, ce ești, mă, tu? Alu, ia pleacă, mă. Așa, băi, fraților, aici cineva locuiește pe bune și cred că este vorba de moșul Costel. Ok, hai să vedem care-i treaba cu băiatul ăsta. 100% o să ne răspundă la mai multe întrebări, bro. Dar nu vreau să-l sperii. Fraților, ce cu bannerele astea? Ok, astea mi se par destul de suspecte. Eu filmez asta, da? Deci astea, boys, bannerele astea, ca să fiu sincer, mi se par destul de suspecte. Și moșul Costel ăla, nu știu dacă e agresiv sau ceva de genul. Băi, are și fântână, fraților, să mă duc la el? Gen, nu știu ce să fac. Aici ar fi trebuit să ajung, bro, mi-e frică, men, să mă duc la moșul Costel. Cine știe ce înțelege asta și poate ne luăm la bătaie sau ceva de genul. Să mă duc să intru în casă, haideți, băi, că o să încerc să fiu amabil sau ceva de genul. Ok, bun, hai să vedem. Hopa, mama, are și poartă. Bro, you can leave but not enter. Poți să pleci, dar nu să intri. Ia uite, fraților. Ok, dar asta e, ce face leverul ăsta? Ok, bun. Bun, hai să intrăm înăuntru la moșul Costel. 3, 2, 1 și... Ok, mamă, aici are mai multe paturi sau are un pat gigantic. Ok, dar el e sub pământ. Ah! Opa, el e la subsol acolo. Bro, are știe că vin. Sper să nu se sperie sau ceva de genul. Mamă, are și un flint steel aici. Bă, mi se pare mie sau moșul Costel ăsta e cam rău. E un personaj rău. Și sper să nu mă moare sau ceva de genul. Ok... Bun, mamă, tort, mamă, vreau și o tort. Bun, haideți, fraților, să nu mai facem pe găinile, boi. Suntem niște fricoși până la urmă. Hai să vedem care-i treaba și să discut cu frățiorul nostru Costel. Hai, 3, 2, 1 și grijă mare, hai. Grijă mare, stai, hai, du-te-mă jos, așa. Opa! Ok, vă salut!
Numele meu este Marius și am ajuns pe această insulă. Nu sunt aici ca să vă jefuiesc sau ca să vă fac ceva rău, doar am venit să discutăm. Sunt singur pe această insulă și nu știu unde mă aflu. Îmi puteți spune dumneavoastră? Ok, boys, îmi puteți spune dumneavoastră care-i treaba? Dă-i astăzi două secunde. Mamă, ce are, bă, ce are moșul Costel aici, mă, câtă mâncare! Holy shit! Bro, ce are moșul Costel aici? Armuri! Fără supărare, dar de ce aveți nevoie de atâtea chestii? Care-i treaba? Te rog, nu am făcut nimica! Nu v-am deranjat cu nimic! Pe cine să deranjați? Sunt numai eu! Nu pot să sfârșesc așa! Nu vreau să fiu hrana piraților! Lăsați-mă în pace! Domnule Costel, vreți să-mi spuneți că pe insula asta există pirați? Fraților, cumva totul are logică. Astea sunt semne de pirați, bro. Știam eu. Băi, pe insula asta există pirați? Mie mi-e foarte frică de pirați. Bro, domnule Costel, trebuie să-mi spuneți mai multe despre chestia asta. Eu nu sunt un pirat, să țin. Domnule Costel, trebuie să-mi spuneți mai multe despre chestia asta. Eu nu sunt un pirat și vreau să vă întreb, sunt în pericol în momentul de față? Fraților, l-am speriat foarte, foarte rău pe acest bărbat, însă până la urmă, boys, nu e vina mea. Nu știam că mai este cineva cu mine pe insulă. Ideea e că i-am zis să se calmeze, el acum începe să se calmeze. Și na, am ieșit din subsomn și am venit aici. Și domnule Costel, dacă vă pot spune așa, spuneți-mi, e adevărat ce am auzit? Există pirați pe insula asta? Bro, dacă există, vreau să plec în momentul ăsta, bro! Cum naiba să nimeresc pe o insulă cu pirați, man? Sau, na, ei mă pot ajuta să plec de aici? Nu știu cum funcționează treaba. Îmi puteți spune mai multe? Tinere, doamne, ce m-ai speriat! Și apropo, crezi că eu nu vreau să plec de aici? Ba da, vă cred că și dumneavoastră aș vrea să plecați de aici, pă bune! Ca să-ți răspund la întrebarea despre pirați, sunt blocat pe această insulă de peste 30 de ani! Holy shit, păi și eu o să fiu blocat aici 30 de ani? Pe bune? Iar ultima dată când am văzut pirații a fost acum 10! Deci ați văzut pirații acum 10 ani pe insula asta? Pirații există, pe bune? Eu în continuare cred că se află undeva pe insulă, undeva unde stau ascunși, dar sper să nu-i găsesc și totodată nici ei să mă găsească pe mine. Holy shit, boys! Bă, pe insula asta există pirați! Există o legendă pe aici, cum că ar exista o barcă de pirați abandonată cu o comoară foarte valoroasă pe ea, cu mâncare, armură și tot ce mai vei pe pământul ăsta. Păi, dacă e o barcă de pirați abandonată, gen, practic, nu mai sunt pirați pe ea, de ce să nu mergem să o luăm? Domnule Costel, vreți să mergem să o luăm barca? Totodată această barcă mai are și o foaie cu locația unde s-au mutat pirații când au abandonat barca. Eu m-aș fi dus acolo, însă mi-este foarte frică și pe lângă asta sunt și foarte bătrân. Fraților, dacă moșul Costel știe cumva unde se află această barcă, ce ziceți? Să-mi iau inima în dinți și să mă duc acolo, bro? Gen, băi, a zis că e o comoară foarte, foarte valoroasă și poate și merge barca și pot să plec de acolo, boys! Efectiv, poate merge barca și pot să plec de pe insula asta blestemată. Ce ziceți? Să merg acolo dacă cumva moșul are locația? Ei și fete, vreau să vă anunț că am luat o decizie foarte, foarte importantă. Știți și voi de data trecută că domnul Costel mi-a spus că și că pe aici pe insulă există o legendă, ca și cum undeva pe la malul insulei există o barcă de pirați abandonată. Acolo se află o comoară foarte, foarte valoroasă și se află foarte multe resurse cu care, dacă avem foarte mult noroc, putem să plecăm și de pe insulă. Și totodată s-ar afla și locația unde, noua locație unde s-au stabilit pirații. Acum, fraților, am stat și m-am gândit, băi, merită să încep această aventură, merită să-mi risc viața ca să găsesc această barcă care nici măcar nu știu dacă e acolo până la urmă, știi ce zic? Adică este doar o legendă. Și am stat, băi, și m-am gândit și am ajuns la decizia că, băi, am ajuns pe insula asta și vreau să plec neapărat cu orice scop. Dacă nu mă duc după această legendă, gen, și practic nu mă găsiți ceva de făcut, ce o să fac?
Efectiv, ce o să fac? O să stau aici ca domnul Costel, o să pierd vremea 30 de ani, o să rămân blocat toată viața pe insula asta. Nu mulțumesc, frate. Eu vreau efectiv să mă duc să găsesc acea barcă și dacă nu, să fac altceva bun și să plec odată de pe insula asta. Așa că, domnule Costel, vreau să vă întreb o chestie. Aveți locația acestei presupuse bărci? Gen, știți unde ar trebui să fie, unde se spune că este? Ha, ha, tinere, mă amuzi. Da, știu unde se află această presupusă barcă, însă, îți repet, este doar o legendă. Nu contează asta pentru mine. Eu vreau cu orice preț să plec de pe, să plec din locul ăsta blestemat. Eu am mai trecut pe acolo și nu prea am văzut nimica. Ce-i drept era și noapte când am mai fost pe acolo. Însă dacă nu ai ce face, uite aici coordonatele. Hopa! Și ne-a dat coordonatele, boys! Coordonatele sunt 10 cu 60 cu 940. Ok, ia stați, păi 10 cu 10 cu 940 înseamnă trebuie să mă duc încolo, nu? Înseamnă, da, ok, deci trebuie să merg încolo. Până la 10 cu 60 cu 940. Domnule Costel, vă mulțumesc și vă promit că o să vă aduc acasă locația noilor pirați, sau ce ziceați dumneavoastră că e pe acolo. Ok, boys, plecăm în aventură, mamă, nu mă așteptam la chestia asta. Deci trebuie să găsim o barcă de pirați care este la 10 cu 60 cu 940. Ok, adică trebuie să mergem în acea... Trebuie să mergem în locația aia, gen în drumul ăla, bun. Ok, băi, prima dată, fraților, înainte să mergem undeva, mamă, uitați-vă ce se teleportează astea. Aș vrea să-mi fac și eu, mamă, uitați-vă la șarpele ăla gigantic. Aș vrea să fac și eu niște unelte, bro. Mamă, băi, cât șerpi sunt pe aici, bro, nu-mi place ce văd, man. Bă, uite și acolo încă unul, bro, sunt prea mulți șerpi. Asta e insula șerpilor, bro. Mamă, și acolo încă unul, mamă, boi, sper să nu mi se întâmple. Ok, 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 ok. M-a văzut șarpele. Fugi, Marius, fugi că m-a văzut. Ok. Nu vine după mine. Bun. Bun. Ok, fraților. Deci trebuie să merg tot în partea asta, am înțeles, ca să găsesc acea barca a piraților. Bă, uitați-vă la copacul ăsta gigantic. O să, cum îi zice, o să spar niște lemn de aici, boys, ca să-mi fac niște unelte. Și pe lângă uneltele alea vreau să-mi fac și o barcă, bro, nu? Adică, efectiv, este esențial când mergi pe mare să ai o barcă. Adică, na, am dreptate, nu? Păi sunt chiar foarte curios dacă această legendă chiar există, man, și chiar dacă chiar pot găsi acea barcă, însă nu știu ce să zic, voi fiți atenți, hai să-mi fac așa rapid astea, îmi fac așa, bun, mamă, sper să nu coboare vreun șarpe de pe munte, ok, și hai să-mi fac, boys, niște sticuri și na, o să-mi fac un pickaxe de ăsta ca să minez stone, ca să fac unelte de-alea. Băi, până acum, aventura asta pe insulă, băi, e super, super intensă, fraților, adică nu mă așteptam să mi se dă pe atât de multe chestii și totodată nu mă așteptam să fiu pe o insulă a piraților, bro. Ok, bun, hai că am mob de astea, eu cred că e ok, așa, bun, hai să vedem ce facem acum. Facem astea și facem așa, facem un pickaxe, eu zic așa, facem un pickaxe și un, nu, un X și un pickaxe, așa, bun, perfect. Ne-am făcut uneltele, boys, și haideți să mergem acolo. A, și să-mi fac și o barcă. Pot să fac așa barcă? Mamă, boys, cum se face barca? Că am și uitat, bro, ia. Am nevoie și de o, și de o daia. Păi fac așa, atunci, bang. Și mai spargă cu un de-asta. Bun, deci, fraților, pot să fac chestia asta și să mergem mai departe. Facem așa, o craftăm și haideți să găsim acea barca piraților. Mamă, mamă, ok. Ok, vine anaconda ăla după mine. Deci, la 10 cu cât era... Nu mai știu, boys, la 10 cu ceva și cu 940. Adică tot în partea asta. Trebuie să mergem tot în partea asta foarte, foarte mult. Bro, aud anumite chestii. Ah, ok. Sunt niște păsărele care merg pe aici. Băi, băi, voi credeți că e adevărată legenda? Gen, voi credeți că pe bune se află aia? Ar fi foarte, foarte tare, man. Ok, hai că nu mai am mult. Mai am vreo câteva sute de blocuri. Sper să nu, cum îi zice, sper să nu dau nas în nas cu vreo creatură, pentru că o să mă sperii foarte, foarte mult. Mai am vreo 300 de blocuri, mamă, boys. M-am speriat, ok. Bro, deci, gen, trebuie să ajung la mal, nu? Adică, dacă merg pe aici, după cum puteți vedea, aici nu e vreun șarpe sau ceva de genul cum era acolo. Trebuie să merg tot în față până ajung la mal, bro. Ok, mamă, să nu-mi iasă ceva din, prin cale. Ia uite-l pe ăsta din Madagascar. Ok, uite o vacă. Aici, boys. Mamă, mamă, ce mă enervează ăștia. Aici, trebuie să ies la mal, nu? În curând. Fraților, am tot mers prin pădure și mai am puțin până la mal, însă uitați-vă ce am găsit. Un copac de ăsta gigantic, unde probabil se află șerpi, așa că nu-i treaba mea. Și hopa, am ajuns la mal. Ok,
Ok, boys. Am ajuns la mal. Mamă, ce e ăla? Ok. Dar nu văd nimica. Bro, nu-mi spune că e fake legenda. Nu-mi ruina visele, man. Ia stai să mă bag în barcă. Ia, hai. Bă, nu-mi spune că e fake legenda. Ia uite unde ăla cu trident. Hopa, ce se întâmplă? Bro? Mamă, ia, vine aici. Hai să-l bag pe ăsta. Boi, trebuie să-l bat pe fraierul ăsta cu tridentul, n-am ce să-i fac, ok? Bă, fraților, nu știu, uitați-vă că mi se strică barca. Deci în partea asta trebuie să merg, boys. În partea asta trebuie să fie. Bro, dacă nu găsi nicio barcă, nu mai am nicio scăpare să ies de aici. Oh my god! Bro! Holy shit, boys! Băi! Voi vedeți ce vă și eu merg, băi, e barca! Bro, e barca de pirați! Oh my god, man! Băi, legenda e reală! Am găsit barca piraților! Bro, legenda este 100% reală! Mie nu vine să cred așa ceva, boys! Mie nu vine să cred ce tocmai văd! Legenda piraților, repet, este 100% reală! Ok, boys, asta merită să fie scrisă undeva! Pe bune, bro! Băi, legenda piraților e 100% reală! Avem barca asta gigantică unde cică se află foarte multe resurse, man! Ok, ok, astăzi vreau să văd pe unde pot să... Mamă, boys, pot să merg măcar pe aici, gen? A trebuit să fac un mini parcurs dacă nu mă înșel. N-am vreun loc pe unde să merg. De acolo scrie revenge, de la revanșă. N-am vreun loc, boys? Adică aș avea, ia uite, hai să mergem aici, boys, hai să ne punem aici, unde s-a pus și barca asta, și să încercăm așa, să mergem normal, ia uite, ne punem, opa, ok, este pe barcă, ok, facem așa, fiți atenți, mergem așa, bun, mergem așa, hopa, lasă-mă așa, bun, hai că ne descurcăm destul de bine, spargem și ăsta, mamă, boys, dacă ajung sus, numărul 1, hopa, oh, mamă, ok, ia stați, că trebuie să sparg ăsta, bun, asta trebuie să sparg, nu? Așa, uite, pun asta, așa. Oh, let's go, fraților! Am ajuns oficial pe barca piraților. Mamă, deci nu credeam că o să ajung până aici. Bun, acum hai să vedem. Deci prima parte a legendei e reală, că există o barca piraților, nu știu cum a văzut-o moșul ăla. Însă, cică, o altă de asta, hopa, dacă fac așa, se duce asta? Nu, nu se duce. Ah, nu se duce, boys, asta non-stop, ok. Bun, deci a doua parte a legendei ar fi că pe această barcă se află o comoară foarte, foarte mare și foarte multe resurse. Sunt curios de acea comoară și de resurse, dar prima dată e astăzi, boys, să facem ca pirații, să ne urcăm sus. Poate e și vreun chest pe aici, bro. Ia uite, nu pot să mă urc abia numai până aici. Bun, deci, boys, oficial am cucerit barca piraților și haide să mergem să o lutăm acum, gen, adică practic să vedem ce se află în ea, bro. Că n-am venit degeaba aici, ok. Bun, hai să vedem. Ok, locul ăsta nu mi se pare așa de wow, adică nu e niciun chest pe aici. Nu știu mai exact ce se mai aici, hai să mergem mai jos, bro. Hopa, avem aici un chest. Mamă, ce avem aici? Mamă, compase, chestii de pirați, bro. Black Banner. Bro, ce e asta? Hopa. Aici nu e nimic, aici e camera cuiva, o fi că e camera capitanului, man. Ce e aici, boys? Mamă, e o sabie, așa, bă, dă-mi sabia aia, bro. Mamă, ce m-am speriat, bro, a văzut sabia aia că iese din dulap, dacă acum am atacă unul. Ok, uite și ăla. Bună, fraților, hai să vede ce e aici. Mamă, omul de dragon. Bro, ăștia, omul de dragon pe... Mamă, o fică, asta-i comoara. Ce pot să fac cu ouăle astea de dragon? Ok, bun. Bun, și mergem pe aici. Hai să mergem mai jos, boys. Hai să mergem mai jos, că aici cred că o să găsim chestii interesante. Ia. FNS-uri. Flinte în stiluri, ca la pirați, normal. Ok. Bun, fraților. Ia să vedem, aici tot flinte în stiluri sunt? Nu, aici nu e nimica. Am înțeles, bun. Păi și pe aici pe unde o iau? O iau pe aici în față. Bun, fraților, bă, deci are foarte, foarte multe nivele. Bă, vreau să văd comoara aia mare, bro. Trebuie să fie o comoară mare pe aici, nu? Gen, n-ar fi normal? Ok. Bun, am ajuns locul ăsta. Iar nu cred că e vreo comoară pe aici sau asta? Gold! Mamă, boys! Asta e comoara! Comoara de aur! Mamă! Bro! Oh my god!
Fraților, am găsit comoara de aur a piraților. Man, câte diamante, bro. Ok, ok, ia stați două secunde, bro. Păi urmează ca fratele vostru să se echipeze în cazul ăsta. Bun, deci comoara e reală. Alt lucru real și bănesc că aici o să se afle și locația unde, gen, locația piraților. Asta e gen cam 100% având în vedere că toate chestiile sunt reale până acum. Hai să iau un stack de diamante de ăsta și să-mi fac șmecherie. Uite, îmi fac o cască, îmi fac niște dăștia, niște dăștia, niște dăștia, îmi fac un dăsta și un d-asta. Bun, fraților, după cum puteți vedea, m-am echipat 100%. O să las toate chestiile astea să mă apăr de pirați. Băi, e bine că nu e niciun pirat pe aici, cel puțin din câte am văzut eu până acum. Ok, bun. Deci, după cum puteți vedea, suntem 100% echipați. Nu are rost să luăm astea. Bă, astea o să le luăm noi, dar mai târziu, mai târziu. Momentan știm că sunt aici. Bun, deci avem comoară, deci avem trei chestii de găsit: comoară, resurse și locația noilor pirați, da? Deci momentan am găsit doar comoara. Hai să ne mai plimbăm pe aici, poate mai găsim mai multe. Ok, bun. Hai bă, că îmi place aventura asta pe barca piraților. Ok, hai să mergem pe aici. Bun, bun, bun. Hopa. E vreo chestie pe aici, mamă, băi, zicea că era o închisoare, bro. Aici te băga capitanul dacă erai rău. Hopa. Hopa, fraților! Cred că am găsit resursele, nu? Sau? Ia, aici nu-i nimica, boys. Ia, astea? Astea sunt gen supa? Da, boys, man! Holy shit, am găsit resursele! Uitați-vă câtă apă, câte sticlă, cât FNS. Deci aici, boys, din orice chestie e o tonă. Bai, să-mi iau și un arc, dacă tot. Îmi iau și arcul ăsta, uite, și iau multe săgeți de-astea, ca să am ce să trag, dacă n-a. Bun. Aici avem căul, foarte mult cărbune. Mamă, iară să ne facem torțe. Mamă, câtă mâncare, bro! Mamă, da, ok, dar e de asta, cum îi zice. Nu e prăjită, s-a stricat. Uite câtă pâine. Holy shit, man. Băi, mie nu vine să cred ce tocmai am găsit, boys. Suntem full de iteme oficial. Mamă, și ce ăsta stă aici într-un mod super, super suspect, bro. Ia, îl deschid sau hai că îl deschid acum, ce aici? Ok, aici nu-i nimica. Bun, hai să mergem mai jos, bro. Let's go. Hopa, mamă, ia stați. Ia stați, că aici cred că e artileria grea. Ia, găsim ceva în chesturile astea. Bro, nu e nimic în chesturile astea. Bro, și erau așa de bine puse. Ia, uite-mă, chestul ăsta. Asta e chestul suprem. Ia, ce e aici? Bro, e o foaie cu coordonate, fraților. Astea probabil sunt coordonatele noi locații unde stau pirații pe insulă. Mamă, băi, și aventură. Ok, băi, deci ia stați puțin. Vreau să mă gândesc dacă merită să mă duc acolo sau nu. Deci momentan pe barca asta, băi, am mâncare, am diamante, am gold, am toate chestiile. Însă, iară, ce pot face cu asta, gen? Nu, cu ajutorul acelor chestii nu pot face barca să meargă. Gen, trebuie să găsesc altceva, boys. Nu știu, ajutați-mă și voi, scrieți-mi la comentarii. Cum pot scăpa de pe insula asta, bro? Ia asta să mă duc sus. Adică, bro, într-adevăr, am găsit diamante, am găsit o tonă de chestii. Ia, ce-i pe aici? Hopa, că pe aici n-am fost. Aici e altă închisoare. Ia. A, bă, bun, ba nu, am fost și pe aici. Deci, bă, fraților, mamă. Stai că nu mai pot să ies de aici, bro. Am un bloc așa, bun. Deci vedeți că, na, am găsit așa de multe chestii. Însă, băi, până la urmă, ce pot face cu ele, boys? Așa că vă întreb pe voi pentru următorul episod, gen, să merg în locația nouă a piraților? Merită să merg acolo? Eu împreună cu Costel, nu știu dacă vrea și el să meargă. Boys, gen, adică, sper să nu-mi facă rău. Adică, probabil o să-mi facă rău, că așa sunt pirații. Sunt super, super periculoși. Dar, na, băi, e singura șansă ca să scap de pe insula asta, gen. Trebuie neapărat să scap de aici. Bun, băi, și fete. Aici s-a terminat episodul și ne vedem data viitoare. Scrieți la comentarii dacă vreți să merg la noua locație a pilaților. Și surori, astăzi urmează să-mi pun viața în pericol cum nu am mai făcut-o niciodată până acum. Ei bine, băieți și fete, știți de data trecută că am făcut o descoperire foarte, foarte mare. Mai exact, această barcă de pirați, fraților. Și practic, barca asta arată faptul că pe insula noastră există pirați. Însă cel mai important lucru pe care l-am găsit pe această
barcă, fraților, este foaia asta care arată coordonatele piraților. Mai exact, vedeți acolo sus în stânga, am niște coordonate, gen aici este barca de pirați și dacă o să mă duc la coordonatele astea, care dacă stau să stau așa puțin la un simplu calcul matematic, sunt la vreo 1500 de blocuri de mine, o să găsesc pirații, fraților. Deci o să se afle acolo pirați și o să fie foarte, foarte nașpa. Însă, fraților, fiți atenți. Eu chiar acum voiam să mă duc și să... Prima dată voiam să mă duc la Moșul Costel să arăt foaia asta și să mergem acolo să vedem care e treaba cu pirații. Însă, fiți atenți, și am găsit pe această barcă care m-a făcut să mă răzgândesc. Deci, fiți atenți, boys, dacă mergem așa, nu? Da, uite acolo. Puteți vedea că aici se află un chest de ăsta, o barcă cu chest. Și am zis că, băi, dacă tu se află barca asta cu chest aici, hai să lutez și eu puțin, să lutez și eu barca piraților, nava piraților. Și acum, boys, trebuie să mă duc și să găsesc, nu știu, aici, nu aici, trebuie să găsesc, fraților, locul ăla. Uite ăsta, așa, bun. Hai să luăm și blocurile astea de gold, hai să luăm tot, fraților. Și de ce? Fiți atenți, și de ce m-am gândit? M-am gândit că, băi, dacă cumva ajungem la pirați, poate, nu știu, pot ei să ne scoată de pe insula aia și ne fac o ofertă sau ceva de genul, știi ce zic, gen, și să le dăm tot ce mai avem, practic, da? Eu zic că le-ar prinde bine niște de-astea. Și uitați-vă, boi, și avem aici, o să iau toate diamantele astea, fraților, și fiți atenți ce o să fac cu ele, o să le fac... O să le fac blocuri de diamond, gen, asta este goal-ul meu. Nu uitați de like și de subscribe dacă mai vezi seria asta. Și fraților, gen, uite, fac așa blocuri de emerald, fac și blocuri de diamond, o să lutez numai acestul ăsta și le pun acolo în ce și merg la Moșul Costel. Băi, sunt chiar foarte curios dacă Moșul Costel o să vrea să vină cu mine în această aventură la pirat, știi ce zic, gen? Eu, din câte am înțeles, lui este destul de frică de pirați, știi, gen? Și nu știu dacă ar vrea neapărat să vină cu mine, însă eu zic că, băi, nu-i s-ar întâmpla nimica. Hai că iau și diamantele astea, fraților, că oricum nu o să le cari, o să le pun acolo în ăsta și atâta. Pentru că în celelalte chesturi avem gold și deja avem o tonă de gold și diamantele sunt mai prețioase ca și goldul. Deci eu zic că nu merită să ne umplem cu chestii, nu că inutile, că, na, aurul nu e inutil, gen, sau aici ce mai avem, ia... Da, vedeți, gold și aici iară gold. Băi, fraților, avem deja foarte mult gold, practic, știi ce zic? Și eu zic că ăsta e destul, tot ce avem aici e destul. Și haideți să plecăm, fraților, odată de pe această navă blestemată. Hai, putem să o luăm pe aici, bro? Mamă, fiți atenți, la fix. Hai să mergem aici, mergem pe asta și punem aici toate chestiile astea, tot ce am capturat de aici. Băi, eu zic că e bine. Eu zic că e bine, fraților, avem 3 blocuri de emerald, 4, gen 3 stacuri de blocuri de emerald, aproape 5 stacuri de blocuri de diamond și 16 stacuri de gold. Bun. Acum sper că mai știu locația de unde am plecat, fraților. Ok. Băi, și o să mă duc la Moșul Costel. Sunt curios, băi, ce o să-mi zică. Dar ce, pe aici? Ia stați, băi, că nu mai știu exact unde e țărmul. Nu cred că e acolo. Stați, băi, că nu mai știu unde e țărmul, man. Băi, sper că nu m-am... Sau, cred că asta nu s-a mișcat, bro, nu? Nu poate să se miște sau ceva de genul. A, cred că acolo e țărmul. Ok. Ia, ok, bun, boys, bun, haideți, mamă, deci m-am panicat pe moment credeam că nu mai găsesc sărmul, fraților, și că, ne pierdem în ocean. Hai să mergem la frățiorul nostru Costel până la urmă, let's go, înapoi pe insula asta. Băi, fraților, eu când am ajuns pe insula asta prima dată, nu m-am gândit nici măcar o secundă, am ajuns aici, hai să iau toate astea, nu m-am gândit, fraților, nici măcar o secundă că pot să existe pirați, frate. Adică, eu am mai văzut, m-am uitat la televizor și am văzut anumite documente și anumite chestii cum că, băi, fraților, pirații pe bune există în viața reală, dacă nu mă credeți, gen, pe bune chiar există pirați în viața reală, nu o fi ei ca Jack Sparrow și ca pirații din Caraibe, chiar dacă probabil există și de-aia, însă există genul ăsta de pirați în viața reală, fraților, știi, însă nu mă așteptam să fie o pe insulă cu ei, gen, și cred că aici, cred că asta e partea de insulă, mamă, ia stăți, băi, fiu, sunt curios, în cât timp pot să bat o anaconda de asta, ia uite-o, ia uite-o, ia hai. Mamă, lasă-mă, ok, hai că îl țin la depărtare. Mamă, bă, fraților, cât trebuie să dau? Băi, voi vedeți câte săgeți trebuie să-i dau? Mori, mă, odată, mori. Băi, așa, ok, fraților, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat. Voi ați văzut câte săgeți a trebuit să-i dau la anaconda ca să moară? Deci mergem aici și... Ia uite, mă, și pe ăsta, băi, sunt... E nebunie mare cu animalele astea. Sper să nu cumva să dau iară de un copac de la șerpilor. Însă, de câte am văzut, ăla e singurul copac al șerpilor de pe hartă.
Da, fraților, în fine, sper să nu fiu protagonist într-un nou film Pirații din Caraibe, însă, băi, eu zic, fraților, deci zice și voi, fraților, la comentarii, dacă dăm toate chestiile astea la pirați, efectiv, sunt aici, sunt sute de milioane de dolari, sunt diamante, emeralde, gold, nu știu ce, eu zic că o să ne lase să plecăm, bro. Gen, 100% ar trebui să ne lase să plecăm pentru că, băi, ce sunt fraieri? Că da, ok, da, stați că, mamă, ia uite, iar o anaconda, da, stai, uite cum se, cum sta acolo, bro! Da, ia stai că mă bag cu sabia pe ea, mă. Mamă, mamă, spus, două, ok, ok. O, ok, hai că dă și ea înapoi, mori, 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 bun. Stați că aici avea și o prietenă, dar sper că prietena ei a plecat, așa, bun. Hai să mergem aici. Deci, băi, fraților, ar fi foarte, foarte prost să nu e astea, dar cum ar fi să ne omoare și să ne fure și bogățile? Nu cred. Hai că am găsit ăsta. Ăsta e muntele pe care trebuie să urc. Uite și creeper-ul ăla acolo. Credeam că pe insula asta nu mai sunt creeperi. Deci da, fraților, cred că ăsta e muntele pe care trebuie să urc. Bun, fraților, hai că merge rapid treaba. Știi ce zic? Mergem un doi, ajungem la moșul Costre și arătăm ce s-a întâmplat. Mamă, să nu se fi întâmplat ceva cu el. Dar stă el aici de 20-30 de ani pe insula asta. Cum fix acum să-i se fi întâmplat ceva? E prea mare coincidența. Bro, era aici un șarpe. Unde a dispărut? Fraților, ați văzut și voi că aici era un șarpe, nu? Și că deodată... Mamă, uite-l, uite-l, mamă, mamă, lasă-mă acolo, lasă, lasă, frățioară, că nu vreau să... nu vreau să mă pun cu tine, ok. Ok, bun. Hai să vedem, hai să mergem în față, mă, uite că... Bă, dar sunt prea mulți șerpi pe insula asta, bro! Și asta mă sperie. Deci acolo în față, uite, hai că merg o dată cu șarpele, nu? A, uite, bă, dacă nu-l atac, el nu-mi face nimic, amen. Asta e foarte, foarte bine. Hai să mergem rapid la moșul Costel ca să explicăm situația, bro. Uite că mai împiși am ajuns. Mamă, băi, aici suntem și mai aproape de locul ăla. Suntem la mai puțin de 1000 de blocuri de locul ăla. Ia uite că am ajuns aici. Deci la 1000 de blocuri, fraților, stau pirații, bro. Și până acum moșul Costel nu i-a găsit. Uitați-vă. Am ajuns aici. Băi, da, și ăsta, locuința lui. Uite-l acolo, bun, hai că n-a pățit nimic. Doamne ferește, bro. N-a zis că stai aici de zeci de ani de zile, man. Fix acum să pățească ceva. Uite, punem așa, bang, bang, haide. Băi, alo. Alo, lasă-mă să intru. Moșile Costel, îmi pare rău dacă nu mă las să intru, o să vrească să sparg asta. Sorry, dar fii atent cu ce o repar, fraților, cu diamante. Așa, bun. Hai să vedem, hai să dăm marea surpriză. Moșule Costel, nu o să-ți vină să crezi. Ia uite ce-am adunat aici. Bang, 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 bang. Și după cum poți vedea, legenda este reală. Corabia piraților era acolo și a avut o tonă, o tonă de chestii și aia e numai jumate, efectiv era o tonă de aur acolo. Cred că mai sunt încă, nu știu, boiesc, încă vreo 50 de stacuri de aur pe acolo. Deci sunt o tonă, o tonă de chestii. Însă cea mai importantă chestie pe care am găsit-o este această foaie care, na, pare niște coordonate scrise pe ea și probabil foaia asta indică unde se află pirații acum, după cum ai zis și tu, știi ce zic? Nu vine să cred că legenda chiar este adevărată. Tot timpul ăsta mi-a fost frică să merg acolo, deoarece aveam impresia că este doar o capcană. Ei bine, noroc că a venit tinerelul de mine și a făcut tot așa, știi ce zic, man? A confirmat legenda, practic. Chiar dacă trebuie să ne bucurăm de legendă, să știi că lucrurile nu stau deloc bine. De ce nu stau lucrurile bine? Acestea sunt coordonatele cascadei de pe insulă. Ok, era un mit de acum câțiva ani, cum că în cascadă locuiesc pirații. După ce treci apa de care curge, gen apa care curge în cascadă, acolo vei găsi baza lor actuală. Mamă, bă, ce inteligenți sunt pirații ăștia, fraților! Oh my god! Deși că ei se ascund practic după apă. Gen, e un munte cu o cascadă și după ce treci de cascada aia, acolo se află pirații. Îți dai seama că nu m-am gândit nici măcar o secundă că chestia asta este adevărată. Însă, tinere, nu poți merge acolo. De ce, frățu? Păi fix de asta am venit aici, moșule Costel, să mergem amândoi, practic, și să... găsim pirații odată și să ne lase să plecăm. Pirații vor omorî instant pe oricine care apare în fața ochilor lor, mai ales pe cine calcă în baza lor. Deci pirații ăștia, boi, sunt foarte, foarte periculoși. Păi și, gen, cum putem să comunicăm cu ei sau ceva de genul? Există doar o singură variantă. Ia să auzim, fraților, singura variantă. Păi băi, eu cred că singura variantă ar fi să le dau toate diamantele alea și chiar nu-mi pasă de ele. Eu vreau să scap de pe insula asta. Singura variantă ar fi să mergi la pirați cu steagul șerpilor. Ce-i steagul șerpilor?
Nu pot să-ți explic mai multe, dar îți las aici o carte despre acel steag. Ia să vedem. Steagul șerpilor. Deci eu trebuie să mă duc la pirații ăștia cu steagul șerpilor. Care-i treaba cu el, bro? Steagul șerpilor este singura modalitate prin care poți comunica cu pirații. Se spune că în momentul în care un pirat pleacă singur într-o drumeție, ca el să fie recunoscut de alți pirați, poartă cu el un steag al șerpilor. Ah, boys de gen hata. Zic că eu sunt un pirat venit de pe alte oceane, nu știu ce, mii de kilometri depărtare și am steagul ăsta al șerpilor. Ok, ok, deci practic mă deghizez într-un pirat. Bun, păi cum fac rost de steagul ăsta? Faza proastă este că acest steag se poate găsi doar în două locuri: în baza piraților, unde nimeni nu poate să ajungă, sau într-un presupus copac al șerpilor. Bro, eu știu de copacul șerpilor! Mamă, mi-e trebuie să mă duc acolo? Deoarece se spune că pe insulă există un copac gigantic dominat de șerpi. Nu se spune, chiar este, că l-am văzut eu, dita mai copacul unde sunt sute de șerpi. În vârful acestuia se află steagul. Odată ce-i steagul ăsta, pirații vor asculta ce ai de zis și nu te vor omorâ instant. Moșule Costel, nu știu dacă îți vine să crezi sau nu, însă eu știu unde este acest copac al șerpilor și probabil și tu știi, pentru că e fix lângă casa ta. Ok, bro! Ok, hai să vedem care-i treaba, deci urmează să mergem, mamă, mi-e frică maxim, ia stai, ia de aici toate astea, n-ai tu aici ceva, niște chestii în cămara asta, bro, asta nu mă ajută, am mâncare, hai să iau niște torțe totuși, asta iară nu mă ajută, Arrow of Poison, uite, asta m-ar ajuta. Ok, fraților, deci iau aceste săgeți și mergem oficial pe copacul șerpilor, n-avem altă variantă. O să iau și 64 de lemn, pe care o să-l fac așa doar ca să urc, gen, și să mă folosesc de ăsta ca să urc mai departe. Moșule Costel, voi reveni imediat cu steagul șerpilor. Ok, fraților, hai să vedem, mamă, deci sunt curios dacă chiar există un steag de la acolo și cum arată, bro. Adică, ok, cred că-mi dau seama cum arată. Ia să vedem, merg aceste săgeți. Ia uite, bro, ia. Mamă, calmați-vă, bă. Mamă! Băi, alu, mamă, uite șerpi cum vin pe mine. Parcă știu că vor să mă duc la șerpilor. Mamă, boys, băi, mă sperie maxim când îi văd. Mamă, lasă-mă în pace și mori odată, bro. Așa, ia uite și pe, uite ariciul ăla. Bro, ești mort. Bun, deci ăla așa de meci. Bun, fraților, deci acolo este copacul șerpilor, din câte mi-aduc eu aminte. Adică acolo trebuie să fie. Sau, noi acolo, bro, trebuie să fie mult șerp pe el. Mamă, văd deja mult șerp, deci s-ar putea că ăsta să fie 100%. Ok, mamă, ăsta e. Aoleu, fraților. Băi, ce vin ăștia, mă, pe mine așa? Bă, dar vin toate animalele așa deodată pe mine. Mamă, dar șarpele ăsta e cel mai puternic dintre toți. Voi vedeți câte săbi îi dau. Și parcă degeaba, bro, efectiv. Mori, mă, odată. Bro, ok, bun, mamă, hai că vin și ăștia pe mine. Deci, fraților, trebuie să mă duc în vârful copacului șerpilor. Mamă, cât șerpi sunt aici, fraților! Băi, voi vedeți cât șerpi sunt în copacul ăsta? Ăsta, pe bune, copacul șerpilor, bro, uitați-vă la asta. Mamă, merg vii toți pe mine, mamă, lăsați-mă în pace! Ok. Ok, deci după cum puteți vedea, băi, da, unde-i steagul ăla? Și că trebuia să fie în vârf, am lăsat și cartea acolo. Parcă așa zicea men, că trebuia să fie în vârf steagul, bro. Gen, trebuia să fie în vârful copacului sau nu știu. Ia să mergem pe aici, băi, eu nu merg pe copacul propriu zis, pe bune. Gen, pe bune, nu vreau să merg pe copacul... Mamă, uite-te la ăștia, bro, pe ăștia trebuie să-i bat cu asta. Băi, deci eu nu vreau să merg pe copac cu propriu, zic că nu știi ce se întâmplă, bro, dar uite-i pe ăștia. Îi bat așa cu arcul. Ha, mă mor, fraiere. Ia uite, ce faci, mă? Ce crezi că faci? Poți să mă bați pe mine sau ceva? A, bă, nu mai moare odată! Bro, voi vedeți cât îi dau și nu mai moare, holy shit, ok, bun. Hai, da, mă, bă. Bă, fraților, unde e? Voi vedeți vreun steag pe aici? Că eu nu văd. Gen, dacă am pierdut steagul, m-am dus, că eu nu mă întorc înapoi. Mergem și mai sus. Acolo? Nu, acolo. Bro, trebuie să fie un steag al șerpilor pe aici. Man, efectiv. Uitați-vă cât sunt, bro. Oh my god. Ok. Așa.
Hai să merg în sus, bro, cred. Nu, mamă, uite-te la asta, bă, pleacă de aici, pleacă de aici, băi, așa, bun. Băi, fraților, eu nu știu ce, sunt prea mulți. Pe aici să fie pe undeva? Bro, eu nu văd niciun steag momentan. Băi, și na, probabil că nici aici nu se află, nu se află steagul, gen, că nu mai sunt șerpi, bro. Hopa! Hopa! Fraților! Oh my god, bă, cred că l-am găsit. Mamă, ce-i cu steagul ăla? Ok, fraților, mamă, trebuie să am mare grijă dacă cumva pic aici jos, băi, sunt ca și mor, ce-ai, mă? Dacă nu mor de la falling damage, mor de la băieții aia de jos. Mamă, bro, voi vedeți, mă, bă, cred că ăla este steagul șeripilor. Oh my god, ok, fraților, hai să mergem rapid acolo. Ok, m-am aveau să fiu cât mai atent, vreau să nu cumva să pic sau ceva de gen, ok. Ok, ok, fac și eu parcurul ăsta, mamă, ce parcur nebun fac. Bun! Și uitați-vă ce am găsit, fraților. Ăsta este practic un steag negru și dacă stăm să ne uităm așa, are o formă de șarpe pe el, nu? Gen, nu doar mie mi se pare. Băi, asta e... Mamă, ce credeam că o să pic aici. Ok, bun. Mamă, bă, ia stați, fraților, că avem o problemă. Un șarpe încearcă să vină aici. Probabil că a văzut că am pus mâna pe steagul șerpilor. Ia uitați-vă la el. Bro, de ce nu și-a demeci acel șarpe? Ok, pleacă-mă de aici, fraiere. Ok, trebuie, fraților, să-l calm. Mamă, stați că vin mai mulți. Mamă, vin mai mulți pe mine. Ok, fraților, fiți atenți, o să iau rapid steagul și o să fug de aici. Pentru că văd că șerpii chiar apără. Bro, cum s-a urcat șerpele ăsta aici? Bro, cum s-a... Ok, ok, bun, deci n-am murit. Fraților, cum s-a urcat șerpele la acolo? Vreau să știu! Vreau să știu! Pleacă-mă, fraiere, de acolo. Băi, băieți, bă, voi ați văzut, men? Uite-l, mă. Pleacă-mă de aici. Așa, mă, mori. Băi, fraților, ok, hai să mergem rapid să luăm steagul. Deci ați văzut, băi, că șeripii ăștia țin la steagul lor pe bune. S-a urcat până sus în copac, bro, să vină după mine. Hai, rapid, uite și pe ăla, hai că pe ăla las. Iau steagul și mă duc rapid la moșul Costel, fraților. Hai să spa... Nu! Mamă, iar am picat ca prost, dar hai că mă ridic rapid. Ok, facem așa. Bun, hai să iau steagul. Încercăm să spargem frumos. Bun, și l-am luat, fraților, uitați-vă. Acesta este steagul șerpilor. Bun, băie și fete. Păi eu chiar acum mă voi duce la moșul Costel și practic voi arăta steagul și mâine, gen, o să ne odihnim puțin și mâine vom merge să ne batem cu pirații. Așa că țineți în pumnii, fraților, deoarece mâine va fi cea mai importantă zi de până acum. Bine, băieți și fete, greul abia acum începe. După cum știți, de data trecută am reușit să fac rost de steagul șerpilor care ne va ajuta să comunicăm cu pirații și totodată astăzi este ziua cea mare în care o să mergem la pirați. Numai că eu, în momentul de față, mă aflu în mijlocul copacului șerpilor și trebuie să mă duc la moșul Costel ca după să mergem acolo să ne vedem cu pirații. Și există o mică problemă, fraților. În continuare, în copacul șerpilor sunt efectiv zeci de șerpi gigantici care așteaptă. Ia uite punul. Opa, asta. Bă, hopa! Mamă, fraților, bă, ăștia sunt destul de aproape de mine. Șerpii ăștia vor să mă facă. Mamă, uite-te la ele. Însă eu o să încerc să plec de aici și trebuie să merg doar acolo pentru că acolo se află moșul Costel. Fraților, astăzi este ziua cea mare, după cum știți, deoarece urmează să ne întâlnim cu pirații și să negociem o ofertă de asta, gen, să ne lase în pace, practic. Știi ce zic? Să ne lase să plecăm de pe insula asta pentru că, practic, e insula lor și eu n-am nicio treabă cu ei. Adică pot să fac ce vor ei pe insula asta atâta timp cât nu mă implică pe mine, știi ce zic? Hai să mergem, fraților, aici încercăm să nu dăm nas în nas cu șerpii ăștia, pentru că ar fi foarte, foarte nașpa. Bun, ok, am reușit să ieșim din copacul șerpilor și acum haideți să mergem la moșul Costel acasă, ca după să ne îndreptăm spre pirați, știi ce zic? Hai să vedem care-i treaba. Da, uite, moșul Costel nu e acasă. Băi, văd mai multe nume acolo. Văd mai multe nume acolo, fraților. Băi, de ce sunt așa de multe persoane la moșul Costel? Băi, eu citesc bine de acolo. Fraților, cred că au venit pirații. Băi, au venit pirații la noi acasă. Băi, ia să vedem. Moșul Costel, piratul John, piratul Mike. Băi, au venit pirații la noi acasă. Ok, deci trebuie să țină asta în mână. Trebuie neapărat să țină asta în mână.
Fraților, e ce crezi și eu, au venit pirații, asta se spar pe aici. Mamă, sper să nu se spere sau ceva de genul. Ok, mamă, stai că am făcut așa, opa! Mamă, băi, uite pirații, bro! Ok, ok, stați, după cum puteți vedea, am acest teaga în șerpilor, sunt pașnic. Piraților, ce căutați aici? Mamă, băi, cum arată pirații ăștia, bro! Ok, domnule pirat, mai, care este treaba? Hopa, ce avem noi aici? Cred că tu ești Marius, da, eu sunt. Vești proaste, înainte să ne găsiți voi pe noi, v-am găsit noi pe voi, ha, ha, ha. Nu ai voie să intri înăuntru, acolo e șeful, piratul John, care discută cu prietenul tău. Mamă, să nu-i facă ceva la moșu Costel. Prietenul tău ne-a spus că ați vrea să părăsiți insula asta cât mai rapid. Păi da, chiar asta am vrea să facem fără niciun fel de răutate, nu vrem să vă încurcăm sau ceva de genul, vrem doar să plecăm cât mai rapid de pe insula asta. Și să știi că și eu aș vrea să vă văd plecați, nu prea ne încântă faptul că avem oaspeți pe teritoriul nostru. Perfect! Păi hai să plecăm! Gata! Acum plecăm, deci ne dați o barcă și am și plecat, știi ce zic? Știi locația noastră de sub cascadă, mergi acolo și adune tot aurul, deoarece ne vom muta aici. Dacă reușești să faci asta, piratul John se ține de cuvânt și te va lăsa și pe tine și pe prietenul tău să plecați. Ok, fraților, deci trebuie să mergem. Ia, ce? Ah, ok, aici îmi dă coordonatele. Deci, fraților, știți că eu aveam unde, stai, o să pun și ăsta aici. Deci există locația asta unde știi că sunt pirații și trebuie să merg acolo și să iau tot aurul. Să-l aduc aici, pentru că știu să se mute aici, habar nu am, și o să ne lase să plecăm. Ok, fraților, haideți să începem. Deci la minus 150 cu minus 350, ok. Deci în partea aia, mamă, buiți, băi, deci știi că această locație este după o cascadă. Ce ziceți, e adevărat mitul? Urmează să aflăm, boys. Mamă, ne-au găsit pirații, bro. Băi, e bine că nu ne-au omorât și că nu ne-au făcut nimic ca momentan. Însă, na, sperăm să nu se țină de prostii, știi ce zic, bro? Pentru că ar fi foarte nașpa. Uite șerpii ăștia, bro, deja nici nu mai mi-e frică de ei, pentru că m-am obișnuit cu ei, bro, vă zic sincer. Eu mai am vreo 200 de blocuri până acolo. De fapt, mai am mult mai mult decât atâta. Deci suntem la minus 350 cu minus 50. Mai suntem la minus 150 cu minus 350. Deci mai avem vreo 400, vreo 400-500 de blocuri, cred, da. Deci vreo 500 de blocuri, 400 și ceva. Deci trebuie să fim foarte atenți în zona asta, boys, pentru că aici trebuie să fie. Bă, dar eu nu văd nicio cascadă, bro. Băi, pe bune, ar trebui să fie o cascadă, man. Hopa, ia uite-ți aici, e un râu, ok. Aici o să vedem marea cascadă de care se spune. Bro. Deci uite, trebuie să merg încolo. Acolo e, acolo să fie, boi, ce credeți? Credeți că e acolo cascada? Că ce, mergi odată cu apa. Mă, ar fi așa de tare să fie ca legenda aia, să fie o cascadă. Dar nu cred, boi, și n-ai și face o bază secretă după o cascadă, bro. Ar fi o nebunie mare. Ok. Păi, bro, boys, mai avem 200 de blocuri și am ajuns. Deci mergem pe râul ăsta tot în față. Bro, ce se întâmplă? Ok. Băi, păi, ajungem. Fraților. Oh! Bro! Băi, o cascadă. Dar după cascada asta, fraților, poate să nu fie nimica, nu? Gen, ia uitați-vă și voi să duceți că am eu o problemă. Ok, deci am ajuns la locul presupus și acolo ar trebui să fie ceva, cică. Deci după cascada asta? Nu cred, fraților. Bă! Bă! Ce mi s-a întâmplat cu ecranul? Ok, fraților, deci în stânga mea scrie Found Marius Ianco, să mut webcam-ul pe partea asta ca să na, că tot e ecranul acoperit, să nu fie și mai acoperit. Mamă, băi, de ce? Ce s-a întâmplat cu ecranul meu? Deci stai, boys, deci mie nu vine să cred dacă după cascada asta pe bune se află o bază a piraților. Nu! Băi! Du-te de aici, frate! Nu cred! Oh my god! Bun, fraților, deci este adevărat, mai este o bază a piraților și noi trebuie să luăm aurul de aici cât mai repede. Aici abonez că nu există niciun aur, așa că o să mergem aici, let's go! Ia să vedem care-i treaba aici, boys. Aici există aur. Ia, lasă-mă, boy, lasă-mă să mă duc în sus, bro! Ok, bun. Bun, am ajuns aici. Aici bănesc că sunt d-astea, locurile piraților. Ia uite aur, 32 de d-astea de aur. Mamă, stai să-mi las niște d-astea, boys. Să-mi las cât mai multe, să nu fie vreo problemă. Ok, mamă, uite cât aur, bro. Mamă, cât aur au ăștia. Trebuie să luăm pe tot neapărat. Băi, ok, o să aibă și aurul nostru. Mamă, cât aur au. Ok, hai să mergem și mai departe. Să mergem și mai sus. Mamă, bro, ce baza au ăștia. Opa! Opa, frate, băi, vă veniți să credeți, mă enervează chestia asta din stânga. De ce tot apare așa, bro? Însă o lăsăm acolo, n-avem ce să facem. Ok. Mamă, boys, băi, vedeți ce văd și eu? Opa, și asta? Opa.
Fraților, hopa. Ok, nu știu ce e asta. Asta o fi că e un fel de închisoare sau habar n-am, pentru că după cum puteți vedea, aici nu e nimic. Mamă, deci ăștia chiar au o bază secretă aici. Mamă, cine a construit asta, bro? Arată prea mișto. Ok, hai să mergem pe aici prima dată. Aici nu e nimica, deci trebuie să mergem undeva în jos. Hai să mergem în jos. Sau hai să mergem în sus, bro? Ah, ba nu, mergem în sus, ok. Pe aici. Mamă, boys, unde mergem? Fraților, unde mergem? Ce e asta? Băi. Mamă. Ok. Aici nu-i aur, sau e aur, boys, trebuie să găsesc aurul. Băi, hopa, ce e asta? Treasure book. Hopa! Treasure mystery. Mamă, băi, deci ăsta e un mister cu asta, dar nu mă interesează pe mine asta, fraților. Nu mă interesează comoara. Pe mine mă interesează să găsesc aur. Am luat tot aurul, ce credeți? Credeți că am luat tot aurul de aici ca să pot să o duc înapoi? Nu l-am luat pe tot, bro. Păi ce era, mă, să fie asta tot? Ia uite cât mai e aici, bro. Ok, fraților. E absolut o tonă de aur. Însă cred că asta a fost. Da, boys, băi, asta a fost baza piraților. Hai să mergem acum înapoi să vedem dacă e bine așa. Uite, că o să iau și chestia asta. Mamă, pe unde merg? Deci, băi, fraților, fii de zi, sunt curios dacă în momentul în care o să ies din zona asta o să mai apară chestia aia pe ecran în stânga. Let's go. Bă, ce nebunie a fost, boys. Vă vine să credeți ce nebunie a fost. Let's go, man. Oficial am găsit baza piraților și ne-am luat tot aurul. Și acum trebuie să dau aurul ăsta. Deci, bănesc că, na, nu o să ne lase să luăm chestiile pe care le-am găsit pe barca aia cu noi. Însă, măcar o să ne lase să plecăm de pe insulă, nu? Bă, asta nu dispare. A, ba, da, dispare. Bro, a dispărut. Ok, fraților. Păi, acum trebuie să merg pe aici, gen... O să trebuiască să merg așa în partea aia până ajung înapoi pe... Până apoi pe muntele ăla unde are moșul Costel casa. Fraților, cred că am ajuns aici, gen. Am început să urc acum câteva minute și cred că sunt pe... Cred că sunt pe muntele corect, nu? A trebuit să fiu acolo. Hai să vedem, fraților, cum o să reacționeze frățiorul nostru. Cum îl chema pe șeful, că am uitat. Piratul John, parcă? Cum o să reacționeze piratul John când o să vadă că i-am adus atât aur, bro? Deci chiar sunt super, super curios. În sfârșit o să plecăm de pe insula asta blestemată. Abia așteptam. Vă spun sincer, fraților, că abia așteptam să plec de aici. Că nu-mi place insula asta deloc, bro. Ia uitați-vă acolo. Deci acolo, boys, trebuie să mergem să ne salvăm și pe mine și pe piratul Costel. Am tot aurul aici. Let's go. Let's go, fraților, let's go. Uite, păi, în continuare, piratul Costel e tot acolo. Toată lumea e în continuare pe poziții, practic. Băi, dar ia stați puțin să pun și eu aici o dată, să nu cumva să intre animale de-astea. Ia vină mă aici, băi. Ariciule, mori așa bun. Ok, păi, mamă. Bro, îmi pare rău, fraților, dacă v-am enervat sau ceva. De genul, nu știu cine a dat în mine. Ok, piratul Mike, uite, frățiorul. Bro, what? De ce nu mă lasă intru? Fraților, lasă-ți mă în pași, piratul... Ok, piratul ma... Fraților, ce se întâmplă? Fraților? Cine mă bate, băi? Lasă-mă să intru casă, piratul Mike? Bă, nu mă lasă piratul Mike să intru casă, bă, lasă-mă! Băi, ți-am adus aurul! Uite aurul, l-ai văzut, gata, mă lași în pace! Ok, băi, fraților! Ok, deci e o chestie care mă bate și nu știu ce are cu mine! În fine, am reușit să ajungem în casă, m-au luat puțin pirații la bătaie. Însă, domnule pirat John, domnule pirat, uitați-vă ce v-am adus aici. Ca să nu vă mai luați de mine, să nu vă mai bate sau ceva de genul, v-am adus tot aurul pe care l-ați avut. Acum lăsați-ne pe mine și pe moșul Costel să plecăm. Let's go! Ha, mă, dă-mi asta! Felicitări! Ai adus tot aurul și eu sunt un pirat de cuvânt. Chiar acum plecăm spre barcă, plecați de pe insula mea și nu vă mai întoarceți niciodată. Let's go, fraților! Avem un final fericit. Pirații ne-au lăsat să plecăm de pe insula lor și practic o să supraviețuim și o să fie tot.